E sărbătoare, e Crăciunul. Cu bucurie în suflet ascultăm cuvintele pe care Îngerul ne le spune în această zi, în această parte a anului bisericesc, în acest moment al sărbătorii noastre, cele mai frumoase. Îngerul le-a spus, nu vă temeți, că ceată vă vestesc o mare bucurie care va fi pentru tot poporul. Astăzi, în cetatea lui David, vi s-a născut Mântuitorul care este Hristos Domnul. Acesta este semnul. Veți găsi un copil înfășat și culcat în iesle. Și dintr-o dată s-a auzit cu îngerul o mulțime din oastea cerească, lăudându-L pe Dumnezeu, spunând, mărire întru cei de sus lui Dumnezeu, și pe pământ pace oamenilor de bună voință. Pace oamenilor pe care El îi iubește. E sărbătoarea Crăciunului, sărbătoarea bucuriei, sărbătoarea vieții, sărbătoarea familiei, sărbătoarea celor care se îndreaptă spre ceilalți într-o armonie cu totul specială. Copiii se bucură, dar nu numai ei. Se bucură părinții, se bucură cei dragi. Ne bucurăm noi cu toții, celebrând Sfintele Taine, dar ne bucurăm și gândindu-ne la ceilalți care au nevoie de bucurie. E Crăciunul. Bucuria trebuie să ajungă în toate casele, la toți cei care cred în Hristos, la cei care așteaptă mântuirea, la cei care așteaptă un cuvânt de îmbărbătare, de încurajare. Trebuie să ne gândim că acum când noi trăim astfel de momente de bucurie, sunt atâția care suferă. Crăciunul ne cheamă să ne îndreptăm și spre ei. Să găsim pentru ei un cuvânt de îmbărbătare, de încurajare. Crăciunul este așadar sărbătoarea comuniunii între toți cei care cred și între toți cei care îl caută pe Iisus. Cu această fericită ocazie, mă bucur să le spun tuturora, bucurați-vă! Bucurați-vă că și pe pământ a venit, vine mereu Mântuitorul nostru. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât pe însuși Fiul Său ne l-a dăruit, ca toți cei care cred în El să nu moară, ci să aibă viața veșnică. Acesta este mesajul Sfântului Crăciun, a nașterii Domnului. Mesajul pe care noi îl îndreptăm astăzi spre toți cei care îl caută pe Domnul. Iar prin intermediul televiziunii îl spunem tuturor celor care astăzi se îndreaptă să asculte acest mesaj al Bisericii, al credinței noastre. Vă spunem tuturor așadar, cu acest sentiment de prețuire față de toți, Crăciun fericit! Și vă dorim să aveți în anul care vine multe bucurii, împliniri, să avem pace și să avem în lume armonie. Colindele sunt cântecele armoniei, cântecele încurajării, cântecele bucuriei, cântecele care trebuie să ne însoțească în toate momentele. De aceea vă spunem toți, bucurați-vă și cântați, pentru că Domnul este cu noi. Să cântăm și noi cu îngerii. Mărire întru cei de sus lui Dumnezeu și pace oamenilor pe care El îi iubește. Crăciun fericit!